salut, dragii mei! Ne revedem cu ai mei, un podcast care vorbește despre oamenii pe care îi iubiți foarte tare, despre familie, despre prieteni și despre normalitate. Vă invit să vă abonați la canalul meu de YouTube, Iuliana Tudor Oficial, și să ne urmăriți pe paginile de Facebook și Instagram. Astăzi am alături una dintre cele mai cunoscute și iubite familii de artiști din România. Îmi sunt prieten de foarte mult timp și vreau să le mulțumesc pentru că și-au răpit din timpul lor pentru a fi astăzi alături de mine și alături de voi. Bun venit, Matilda Pascal Cojocărița, maestru Ștefan Cigu, Alin Pascal și Horațiu Cigu. Bine, și să răspundem și noi la mulțumirea ta. 1, 2, 3 și cu plăcere! Trebuie să le spunem celor care ne privesc înainte de a începe efectiv filmarea. Aici se vorbea în termeni gen, hai prințesă, care-ți bine. Nu prințesă. Spune-ți, dragă ochelarii, vezi cum stai. Ai grijă, care vorbiți mai mult? Asta e atmosfera de regulă, da. Când sunteți toți. Da, e circ mare când sunt împreună. Adică, meselie. În primul rând trebuie să o respectăm pe doamna, ea nu este prințesă, este regină. Ah, deci ai trei este regina bărbați mamă, da. Care te consideră regină. Ce poate fi mai frumos? Ce să-ți mai dorești ca femeie? Dar nu am trei bărbați și nepoții, tot regina îmi spun. Adică vreau să spun că astăzi este ziua lor. Să vorbească, regina trebuie să tacă pentru că trebuie să facă puțină pauză vocală. Dar spune, totuși, cine te pune la punct? E cineva? Pe mine? Da. Bunul Dumnezeu. Bunul Dumnezeu. Nu ne-a răspuns, Fane. Bunul Dumnezeu. Când e ceva, zic, ai grijă că te vede, Doamne, Doamne. E bine atunci. Liniște și pace. Nu e vorba de pus la punct, e vorba că trebuie să fii înțelept. Și dacă ești înțelept și iei de la fiecare câte ceva, este extraordinar și poți să te retragi la timp, adică când este momentul. Păi da, dar înțeleg, stai puțin, că acum ai zis că să vorbească ei, deci în general tu vorbești, înseamnă că păi ei dacă sunt întrebat, înțelepți. Să vorbesc. Acum pe scurt, ce înseamnă pentru voi familie? Uite, dacă e să vorbesc eu primul... Așa. Noi suntem într-adevăr o familie muzicală și suntem împărțiți. Eu așa. Sunt fugit de acasă, sunt plecat de acasă de la 14 ani și pentru mine când spui familie, de obicei ne întâlnim doar de Crăciun și de Paște. Astea sunt sărbătorile mari. Exact. Mm-hmm. Mai nou nici acestea nu prea mai sunt nu prea mai suntem nu împreună da, pentru că suntem sincronizat. Da. Ca program. Și da, pentru exact. Întâlnirea de astăzi, trebuie să spun că a fost greu să vă așez agendele fiecăruia, da, să fiecare. Fim aici împreună. Deci pentru mine, familie înseamnă a fi împreună de sărbători. Și nu numai, bineînțeles că vorbim în fiecare zi aproape... A, deci comunicați. Comunicăm, e... absolut. Și când venim la București, pe la el, ne vedem împreună copiii cu nepoții, e frumos. Maestre, ce înseamnă familie pentru familie? Cel mai scump lucru pe lumea asta, să ai familie strânsă și să te respecti și să te iubești. Dacă nu te iubești și nu te respecti, nu merge nimic. Ce oferă familia, Matilda? Familia oferă cel mai frumos lucru din lumea asta. Dragoste, iubire, respect și, dacă să o luăm pe partea biblică, ascultare. Da. Ascultare, să ne ascultăm unii pe alții. Reușiți să faceți asta? Da, să ne spunem la timp ceea ce avem pe suflet, să ne cerem ajutorul unul altuia. Pentru că altfel, o familie nu poate să reziste în timp. Dacă nu ne cerem ajutorul și nu suntem cu cărțile pe față și să fim corecți și cinstiți unii cu alții, dar asta face parte din conduita unei familii. Eu cel puțin așa cred. Chiar dacă copiii... Noi avem o vorbă, copiii mici, probleme mici. Exact. Copiii mari, probleme mari. Da. Dacă au plecat, au zburat de lângă noi, asta nu înseamnă că trebuie să nu mai știm unii de alții, să nu ne mai cerem păreri. Când e mai greu și când ai bucuria cea mai mare, cred că cu părinții și cu familia trebuie să împarți. Eu chiar acum îi spuneam la Horațiu să... Ascult de Matilda, că Matilda știe foarte multe și dacă te învață, te învață foarte bine. Și eu te învăț, dar ea știe mai bine și... Ascult. Tata e mai așa... Ce spune Matilda? Dacă e greșit, ce spune Matilda? E bine. Mai este, dar în permanență, clar. Deci o aveți pe Matilda care per în tot? Da, să știți că da. Ce v-a atras de fapt la ea? De ce ați ales-o? Eu? Fii sincer. Exact. Fii sincer.
așa, o cruce, da? Păi nu, că mi-a dat-o Dumnezeu, pentru că... Bine. Eu de-aia zic așa, nu, norocul de la Dumnezeu. Dar când v-a dat-o? Că cred că n-a spus niciodată. Cum v-ați întâlnit prima oară? Și ce a rămas? Ne-am întâlnit așa, tot timpul ne-am întâlnit la concert, dar spun sincer, nu ne-am plăcut unul pe altul. Și care a fost momentul? Când s-a schimbat ceva? S-a schimbat, uite, acum e momentul. Și zic că aș face treabă bună cu ea. Și momentul în care a rămas singur, cu doi copii, și momentul în care... Eu am divorțat pentru el. Deci aceea a fost clipa. Da. A văzut un om serios, un om bun. Așa. Nu eram mulțir așa. Plete, frumușel, deștept, violonist, bun, artist. Ea cânta foarte bine, cânta bine. Zic, cu fata asta fac treabă. Frumoasă. Pe bine, maestre, de ce ați ales-o? Și frumoasă, pentru că... și deșteaptă. Așa, că era și frumoasă, era și deșteaptă, și talentată. Și serioasă. Matilda, de ce l-ai ales? Pe Fane? Da. Având în vedere că i-am cunoscut familia înainte, mult înainte, ani de zile înainte, eu, având acasă o altă viață, pe care nu o meritam... Ți-era greu acasă? Nu mi-era greu. Din când în când mi-era greu. Ce nu mergea? Lovea. Ai fost bătută? Dumnezeu să-l odihnească. Prietenul meu care mi-a rămas pe viață și până ce a închis ochii. Asta mi se pare foarte interesant, că după ce ai divorțat, practic ai rămas în relații de prietenie cu fostul soț. Știu că venea în vizite la voi. Asta mi s-a părut extraordinar, că ai putut să treci peste faptul că totuși acest om te-a lovit. Uitarea este cea mai cinstită și pentru tine ca suflet și ca spirit și ca energie. L-ai iertat? Da. Absolut. L-am iertat pentru că a fost omul care mi-a dăruit cel mai frumos cadou din lume pe Alin. Și a fost omul care mi-a rămas prieten și pentru asta a însemnat foarte mult pentru mine. Da, nu e așa, să zic, așa am și crescut. Prințesă, o trecut vremea. Hai să vă spun eu ceva. Păi și la nuntă la Alin am stat amândoi. Am zice, pe același scaun, scaun socrii. Da, și a fost un nepot de-a meu în Italia la o nuntă. A venit cu noi. Și a știut că mergem toți. Adică și a zis, vin și eu. De viața voastră ca familie. A venit cu noi. Venea în concedii cu soția. Maestră, cum ați acceptat totuși ca fostul soț să vină, să fie parte? El a zis așa de la început, voi trebuia să fiți împreună de la început. Chiar așa a spus. Ne-am dus la niște prieteni prin la ea și zice un tip de la... Măi, zice, Jeane, de unde îl cunoști pe... Fane. Păi el în ține fosta nevastă. Da, știi care e paradoxul? Da. Dintre toți, cred că cel mai bine s-a avea cu Fane. Serios? Da. Deci am mers în Italia, noi eram prin Torino, el era în Milano și a aflat, l-a sunat pe el, nu pe ea. Fane, unde ești? S-a urcat în mașină și a venit după Fane. Da, știi ce se întâmplă? Nu, a rămas o legătură prieten. Pentru că... Foarte interesant. După ce trăiești o perioadă cu un om alături și ai o familie, și dai naștere și la copii, despărțirea nu este în dușmănie. S-a întâmplat. Un clic. Nu a mers. Nu se poate. Nu e nimeni obligat și cred că este cel mai indicat ca doi oameni, dacă nu le merge parteneriatul și știu eu, cuplul în sine, n-are rost să o duce așa, pentru că sunt copii sau ce o să zică lumea sau ce o să zică mama, ce o să zică tata. Nu, este o hotărâre a fiecăruia dintre parteneri, dar să fie civilizată. Indiferent ce se întâmplă între ei, nu este vinovat nimeni. Decât dar acum te întreb, apropo de asta, că ai spus, când sunt copii, într-adevăr e o altă situație. Absolut. Te gândești totuși că pentru acel copil ruperea este una traumatizantă. Dispare un părinte, poate apare altul și aici e firesc să întreb. Horațiu, copilul lui Fane, Alin, copilul Matildei. A apărut un părinte nou. Cum ați gestionat voi, ca și copii? Nu ei, noi, ca și părinți în primul rând. Deci ce faci într-o situație din asta? Ce e de făcut? El avea 5 ani, el avea 10 ani. Da. Și la vine avea... Alin, da, și la vine avea 16. Bine, ea era plecată... Era la Ploiești, era la liceu. Dar, în primul rând,
eu am divorțat cu acceptul copilului. Și atâta timp cât un copil îți dă girul, e mult mai simplu și mai ușor. Deci, ceea ce a simțit și el. Bine, dacă era, era chestiune de violență, secunde. Deja nu mai da. Da, pentru da, tine, da. Nu mai era... Da. Unu, doi, am plecat la Bistrița tot cu acceptul lui. L-ai luat deci de mână și ați plecat pur nu, și simplu. L-am întrebat. Uite, noi împreună o să vrem să facem o familie. Ești de acord să mergi la Bistrița? Și a zis, da, cu condiția să nu mai îmbiei profesoară de vioară, ci profesor. Da, pentru că mă chinuia profesoară. Mamă, mă chinuia rău, rău toată copilăria. Da. Aveam uroare. Și problema, mi-a luat un geamantan și am plecat pentru că dânsul și acum am zis, ai venit cu un geamantan, știi? Doar. Asta era aducerea minte. Da. Aducerea minte. Să nu se uite. Da, să nu se uite. Păi nu că zici înainte, ți-a lăsat o pinche la bariere. Nu e așa. Ca să vină în Ardeal, nu am venit de probă. Acum câțiva ani, 2-3 ani, am vândut apartamentul la Iași, apartamentul. Doamne ferește, nu ne putem potrivi. Până apoi și nu ne putem din cauza copiilor. Dar și Jean a zis, eu l-am făcut pe Alin, tu l-ai crescut, l-ai crescut frumos. Și eu am fost cu bine, ne-am înțeles. Și acum da, nu și, fost nevoie. Și ceea ce vreau să spun este, problema a fost mai, un pic mai grea de să înțeleagă ei, să-i facem să înțeleagă că noi o să fim o familie. Deci ne-a foarte greu, foarte târziu am dormit împreună, deci eu dormeam cu Alin, el dormea cu Horațiu, deci după luni de zile până ce ne-au cerut ei. De ce nu dormiți voi doi și noi doi? Adică noi copii împreună și voi doi împreună. Deci, atunci. Practic, efortul a fost al vostru în primul rând. Absolut. Da. Ca să creați o relaționare firească. Da. Eram prea mici. Voi doi v-ați înțeles din prima? Ne convenea că eram mici, aveam cum să ne jucăm. Știi? Da, și să bată. Eu am suferit toată copilăria mea că nu am avut un frate. Și Mati nu mă lăsa să mă joc cu copilul ăla că nu știu ce face, ăla nu știu ce face. Tot timpul găsea un motiv să nu mă lase. Te controla un pic, așa mai mult. Și atunci când l-am găsit pe Horațiu, când ne-am mutat împreună, pentru mine a fost extraordinar. Fratele. Am avut cu cine să mă joc. Am Dar avut și l-am chinuit, să spunem adevărul. M-a chinuit, într-adevăr. De ce îi făceai? Eu am fost terorist. Da. Adică? Năzdrăvan. Năzdrăvan, pe cât de năzdrăvan a fost, pe atâta de... Serios acum. Se calm așa, adică. A, ți-a trecut. Gata. Da. Băi, da, dacă îți faci când ești mic copile. Valu, știi? Da. Dar nu că e vorba, știi că ești prost, când ești mic, când ești mai numai te joci. No. Da, a fost foarte frumos, știi? Că aveam să ne jucam, ne băteam, ne certam, era clar. Și nu ți s-a părut ciudat că ai o nouă mamă? Nu. La început a fost greu. No, aveam 5 ani când am plecat. Plecat în America. De atunci acolo a rămas. Interacțiunea cu ea era... puțină, auzeam numai jigniri despre ei doi, din partea cealaltă, ei numai frumos despre ea. Deci mama ta practic n-a acceptat. Nu a acceptat, nu. Și... schimbarea din viața maestrului. După care a început să cresc, a început să mă jignească și pe mine și la un moment dat, după ce am închis telefonul cu ea, știu că am spus că proastă s-a cedat ceva de genul ăsta și știu că am luat o palmă de la Matilda atunci. Și în momentul ăla a răbufnit și am zis, băi, nu se poate. Vorbește urât de voi și voi vorbiți frumos și eu o fac și tu mă bați. Știi? Și în momentul ăla... Ne-am spus să vorbească. I-am explicat. Să cerne. De ce? Copilul cerne, degeaba, știi? Pentru că eu vedeam cum îți iei, vedeam ce e aici. Stând cu ei în casă, permanent. Și atunci am crescut și am văzut despre ce e vorba. Copilul alege. Orice spui la copil. Acum provin dintr-o familie divorțată. În curând am divorțat și eu. Stai că ajungem și la subiectul ăsta. Stai că mă doare capul. Auzi, e o telenovelă. La unica telenovela. Când eram mic, mă uitam cu bunica fiertată, mama lui Mati, cu mamaia. Mă uitam la toate telenovelele. De la Marimale, Esmeralda și cred că... Uite, pe viața mea o telenovelă, cred că. Da, stau să mă gândesc. Nu, serios, deci viața voastră, fiecare în parte, este... practic un scenariu faină, de film. E faină, faină maestre. E faină, e mișcă. Dar ia faină. Spuneți-mi acum, pe scurt, care este cea mai mare provocare într-o căsnicie, maestre? Provocare? Da. Ce e cel mai greu de dus? Păi cel mai greu este... Da, și eu abia aștept să vă cel mai greu spui. Este pentru Matilda, pentru că le face pe toate. Văzut? Deci ea tot știe. Regina. Tot regina, pentru că degeaba aș încerca eu să fac, mă întreabă, ai făcut aia? Ai făcut aia? N-ai făcut-o bine? Și atunci am zis, mai mă fac pe prostul și zic bine. Deci asta este calea? Dacă faci pe prostul, trăiești mai mult.
Serios? Și bine. Păi și bine. Asta... Asta este o chestie. Și dacă, bine, acum și dacă, și pe cine mai este cea. Noastră faceți pe, cum a zis noastră, și ea, păi moare apoi... cu capul la atâtea, exact. Cu scenă, cu copiii, cu... Păi la ea vă gândiți cât poate să ducă. Păi noi ajutăm. Noi, de exemplu, de aici plecăm la Moli, cumpărăm ce drește ea, o răspățăm. Deci mă mituiește, s-a terminat. Exact. Cum e Fane ca tată? Ah, eu aș vrea să iau cu început. Ia, să auzim. Deci Fane ca tată, cum să spun, a fost tatăl ideal pentru noi. De ce? Pentru că ce el... înseamnă un tată ideal pentru tine? Pentru mine. Nu ne certa niciodată. Să fac... Orice făceam, lasă tată, lasă că nu-i problemă, rezolvăm că nu știu ce. Dacă mai făceam o prostie, nu-i nimic, lasă că noi spunem lui Mati, lasă că facem noi între noi. Deci el a fost tot timpul liantul între... Și prieten, între... foarte și apropiat. Și prieten, te fac o comparație, am stat încă, mine iartă mă câteam între lucruri. Te rog. Eram în Cluj. Și ne-au rezolvat la internat, era mai special pe vremea aia, două paturi cu două încăperi în aceeași cameră, toaleta cu chiuveta și ca o garsonieră. Noi la săptămână ne făceam mati, pârjoale, jnițele, dar vorbesc cantitate, nu cantitate. Că vine tot și mâncau acolo. Noi mâncam, a, deci pentru toată lumea, de gen, la tot căminul. 50 de jnițele, 50 de pârjoale, de aia de patru pârjoale au un kilogram, știi? Pârjoale, de la multe. Și suna, venim în Cluj să facem mâncare. Prima întrebare a noastră era, cine vine? Cine vine? Mati sau Fane? Fane. Știi cum era în cameră? Șosete în lighean la spălat. Dar din alea poate uitate de trei zile, știi tu? Doamne. Mizerie, tot. Când intra Fane săracul, noi mâncam, ieșeam din cameră și el stătea încă trei ore și ne făcea hainele, ne spăla soțelele. Dacă vine Mati. Ne făcea curățenie, el da. Dacă vine Mati. Auzi, da, ca să nu face, nu? Face. Super ordonat. Este super ordonat. Dacă vine, vin și cu Matilda. A, repede, Horatiu, adu-mă cu mătura, dă cu măpul, că vine Mati, ne taie, ne-o mănâncă. Și tot făcea curățenie și venea, spunea, ce e aici? Bă, dar voi îmi faceți curățenie, ce-s cu hainele astea aici? Da. Deci oricum nu era bine. Dar ce-ai făcut aia? Da, aia de aceea, da. Ce-i asta? Da. Fetițele astea mănâncă pe aici, dar nu fac curățenie pe aici, vin pe aici. Nu, bă, nu, că se grăbesc, astfel, nu fac treabă bună. Dar Fanny era zilier pe plantație când venea la noi, singur. Pe ce să facă, știa. Săracul ne-a așezat. Acum abia am înțeles de ce e tatăl ideal. Dacă ar fi să-mi alegeți cea mai importantă lecție pe care ați primit-o de la ei doi. Eu vreau să spun asta. Te rog. Cea mai importantă lecție pe care am învățat-o de la ei este să fii un om serios. Și ce de înseamnă cuvânt. Asta? În, cel puțin în meseria noastră, asta de muzicieni pe care o practicăm de zi cu zi. La începuturile mele, când am început să cânt singur, pentru că eu m-am detașat puțin de ei la un moment dat, m-a luat deoparte Mati și mi-a zis, mă copile, fii atent ce spun aici. Dacă vreodată vrei să faci meseria asta, să fii artist, să te duci să cânti oamenilor și să-i bucuri, trebuie să fii foarte serios. Dacă ai spus că la ora 4 ești acolo, la ora 4, tu la 4 fără un sfert ești la ușă. Și trebuie să fii gata, pregătit, cu chef de muncă, cu tot, nu să tragă lumea de tine, pentru că vei face asta o dată, de două ori, de trei ori și apoi nu o să te mai cheme nimeni. Și sfatul ăsta îl țin cu mine și acum, port în suflet și este poate cel mai important sfat pe care l-am primit. Sunt multe. Totdeauna ne-a spus să nu mințim, să fim oameni serioși, integri și să ne asumăm ceea ce facem. Și asta am ținut minte totdeauna. Știu că ei nu i-a plăcut niciodată minciună. Asta a fost o problemă la ea. Minciunea ce furtă șagul. Da, de asta. Ce? Deci asta nu mi-a plăcut ce niciodată. Totdeauna mi-a zis de chestia asta. Și a rămas cu ea. Și totdeauna să ne asumăm și să... Orice faci... Să-ți asumi. Să-ți asumi. Exact. Și dacă ai făcut, asumă-ți. Că e bine, că e rău. Voi ca părinți, pentru că sunteți tați și voi acum, sunteți ca ei, ce e diferit? Nu e nimic diferit. Tot aceeași chestie spun și eu, uite, fetei mele că e mai mare, băiatul e mai micuți. Să străiască. Să nu l-am mulțumesc. La fel am spus, eu am o relație foarte apropiată de fiica mea și totdeauna am spus chestia asta. Orice prostie faci, primul trebuie să aflu eu. Pentru că dacă aflu eu, pot repara. Dacă aflu mai târziu, posibil să nu pot face. Scuză-mă. Ei, eu... relație foarte apropiată și scuză-mă. Te rog, zi. Și băieți mai plâng câteodată. Mă gândesc la relația voastră. A fost așa, tumult de dragoste, frumoasă, de pasiune, de nebunie, nu? Și o atracție rămas puternică între voi. Dacă ar fi așa să-mi ziceți, nu știu, câteva nebunii pe care le-ați făcut,
în relația voastră, mai ales atunci, la început? Mă, nebunii se fac. E tinerețe, e exuberanță, e normal, e dragoste, e nebunie. Zburați unul către altul. Cum? Da, no, no, da, nu, ce să zboare cu trenul, ce să zboare, da, de unde să zboare? Că... Făceam naveta, eu. Așa. Că tot regina face totul, știi? Așa, păi normal. De la Iași, încă nu transferasem, da, așa. Uh-huh. Și era iarnă grea și aveam un tren dimineața la ora 5. Când am ieșit din scara blocului, central în Iași stăteam, aveam cam 2 minute până la tramvai, la stația de tramvai. Uh-huh. Și încărcată cu bagaje, plecam la Bistrița, într-o dimineață de iarnă. Uh-huh. Și când am deschis ușa la bloc, era zăpada până la genunchi. Ce taxi? Ce să iei? De unde să iei? Ce tramvai? Niciun mijloc de transport. Și am înotat până la gară, cu bagajul în spate, și cu un minut înainte am urcat pe scara trenului și a plecat fără bilet. Doamne. Pentru că trebuia să ajung. Ce face dragostea din Matilda, da. Pascal cu jocănița? Ce a făcut? Și prin ploaie, și prin vânt, și prin zăpadă, da. Să ajungă la maestru. Dar și el, ce la rândul lui, nu aștepta să ajungă în gară la Beclean sau în gară la Năsăud, că acolo nu erau până așa, la Vatra Dornă. Unde te la Vatra Dornă? Se ducea la Vatra Dornă, venea la Câmpul Lung, până la Gura Humorului. Deci înaintea trenului. Așa, pe înaintea trenului, da. Am înțeles. Ce a fost veste, măi, înțelegi ce veste? Telenovelă. Da. Telenovelă. Da, nu, a fost, a fost sunt foarte câți ani? Frumos. Câți ani aveți? La anul acesta împlinim 30 de ani. Mulți înainte. Mulți înainte. Și o să facem o petrecere, n-am făcut la 25, că nu ne-a lăsat timpul și așa, dar la anul ăsta ne-am propus. Uite, acum le spun și lor că în lor este o surpriză. Totuși, o surpriză. Deci tot Regina, facem o petrecere iară? Da. Iar ne petrecem. Asta e familia de petrecereți. Adică... Da, haideți să vă spun cum a fost, să povestească cum a fost la nunta noastră. La nunta noastră? Spune tu, Alin. M-a sunat pe mine. Alo? Nu știu cine m-a sunat. Ce faci? Bă, uite, sunt cu... Mă duc că se mărită mama. Bă, la... Cum adică se mărită mama? Păi astăzi, da, cu Horațiu. Mama mea cu tatăl tău zic că se căsătoresc astăzi. Hai și tu, vii și tu. Era la biserică, mergeam. Adică ai aflat în ziua aceea? Hai la nuntă că se auzat în mașină. Hai că se sfoară geamurile și strigam pe stradă. Haideți la nuntă! Haideți la nuntă! Se mărită mama cu tata! Se mărită de sânsoară! Așa a venit lume? Să uita voi asta că ești ce ați nebun. Ce-o fi zis lumea? Dai seama, eu cred în 2004 s-a întâmplat asta, da, nu așa, în 2004. Atunci am oficializat religios. Doar. Până atunci, și cum religioasă. Până atunci am probat. Până atunci a fost de probă. Da, și de atunci, așa, de atunci... După capul ce să zic, a fost cam mare perioada de test. Frumoasă probabil. S-a întâmplat totuși în acești ani să vă vină să plecați din relație? Mai bun o găsești, mai rău nu trebuie. Da. Am mai avut, momente, am avut clicuri, când... da, am avut două declinuri. Da? Unul când erau ei foarte mici, stăteam la bloc și din cauza dumnealui s-a întâmplat atunci, a făcut el o prostioară și în loc să îl, așa cum a zis Alin, să-l certe sau să îl tragă de perciuni, el s-a dus și a cumpărat telefon mobil. Tata. Și atunci am zis, mă, n-are rost. Ce rost are? Bravo, Fani. Ce rost are? Luat amândoi și am putut eu. Continuăm noi, că nu merge treaba. Zic, uite, eu în loc să îl pună la punct cu așa. Ții minte, deci nu? Ăsta era un motiv ca tu să pleci? Da, pentru că se împlinise. Se împlinise. Deci era, se umpluse paharul. Da. Mai varsă paharul. Da, și atunci am plecat. Chiar ai plecat? Da. Am plecat... Am plecat aici unde stăm acum, casa, că era casa în construcție, și ne-am dus, eu am plecat și am luat-o de la 0-0 un an de zile. Un an de zile era... am stat despărțiți, nu cred. Dar cântam împreună, n-a știut nimeni. Deci asta în premieră, Dragoste, eu. Dragoste, da? Până bădăi. Care Alin... avea pretenția că vă știa. Da. Dragoste, Alin, până bădăi. Alin era la Cluj atunci, da. El era acasă, da. Ne-am luat bagajelul, că era acasă atunci, sâmbătă, era într-o sâmbătă și era acasă, ne-am luat bagajelul și ne-am mutat la firmă, unde aveam covrigăria. Dar unde n-aveam nimic acolo.
Deci casa mare era în construcție și casa mică unde de unde covrigăria, aveam o parte din spate bucătării unde n-aveam nimic. Aveam ținut, mă supărare, un an de zile. Mie, dar mergeau la cântat împreună. Da, și n-aveați nicio treabă, nu? Dar în rest, nu atât. Și ce, care a fost declicul? Ce te-am da, el venea la mine și mi-a ducea de casă nouă, de exemplu, când aveam nimic acolo și trebuie să iau de la început. Am făcut rate de mi-am mobilat casă. Nu cred asta. Deci tu ai făcut rate, da? Fiind totuși cu maestru Cigu, cântând împreună. El i-a farfurii. Și tu ți-ai făcut rate ca să cumperi mobilă, furtulițe, lingurițe, pahare. Să-mi pun centrală, că aveam sobe pe gaz, am desfințat sobe pe gaz. Ce femeie! Deci ce femeie! Nu mai găsește așa. Dar vreau să spun că el mergeam la cântări, la evenimente. El vrea arvonul înainte, deci avansul. Da. Și când era de cântat, mai vrea încă o dată, știi? Mai așa bani să mai fac și eu. Pe șeful. Așa îi spuneți ce fost. No. Și cum ați adus-o înapoi? A, nu, că a venit el după mine, că i-am zis, ori dacă era vorba, zici, aici, ai plecat dacă nechema, nu, rămâi cu copiii. Ai plecat nechema. A, deci tu ai hotărâtă, nene, da. Deci eu nu mai plec de aici. Nu. Și ai făcut, practic, încă o casă, nu, cum ar veni. Nu, că era casa mare, era în roșu. A, era deja la cărămidă. Și am stat foarte mult să gândesc ce să fac, să plec sau să rămân, vindem tot și împărțim și așa, sau să rămân. Și am zis că am venit aici pentru o cauză, că am iubit un om și îl iubesc. S-a întâmplat ce s-a întâmplat și am stat mult. De aia spun la toată lumea să nu facă pasul până nu gândesc foarte mult. Femeia ține casă. Să dai timp. Femeia ține casă, timpului, să știe. Să dai timp timpului. Pentru că este foarte, foarte important. Așa, într-o sclipire, te enervezi, te super, dar trebuie să stai să ceri foarte mult. Maestră, de ce v-ați dus? Eu? După acel an de zile. El a venit tot timpul. Porumbelul fiert un an de zile, stați liniștit. Eu îmi spuneți mie că nu o fier porumbelul. Porică, tu știi cum, că îl țin minte și acum. Așa. Eu stăteam, uitam, nu știu la ce fac. Nu mă vedeam un buchet de flori că trece pe la geam. Bam, zic că a venit pănică. Păi, sunt în cărăgiale. A păzit-o. Era din umbră. S-a întâlnit. Deci ați făcut ceva efort ca să o recuperați, totuși. Nu? Mergea cu farfurii, cu flori, să facă... Cu cești, că avea pahare, venea de casă, nu, pentru că eu n-aveam nimic acolo. Aia, Regina, îi faci curtea a doua oară. Am lăsat totul unde în cuibul care... Deci asta a fost prima oară și a doua oară? Și a avut ambiția... Au fost două momente, două praguri. Una a fost mai grea decât prima, mult mai grea. Da, nu. Dar datorită lor am trecut, datorită copiilor am trecut. Ce frumos! Deci ei v-au ajutat să rămâneți împreună? A treia nu va mai fi precis. Aici aveți grijă că nu vă fac bine. Vezi că ești între noi aici, Fane. Da, vă spun încă o dată și sublinez. În toate familiile, dacă femeia vrea să plece, pleacă, dacă nu. Corect. Dacă vrea să țină casa, o ține. Așa. Un băiețel mai pleacă, mai bine, dar femeia, domnule, ține. Deci dumneavoastră spuneți ceea ce am mai afirmat chiar în, cu alți invitați, că o familie rezistă atâta timp cât dorește femeia. Da, bine. Corect. Așa absolut. Este? Da. Absolut. De ce i-ați convins să rămână după al doilea prag? Greu. A fost... De ce? E greu. A fost niște tensiuni între ei. Ei stăteau la casă. Eram la bloc. Și... Nu, a nebunicalu. Da. Asta spunem dreaptă. Da. Paia dreapta, nebunicalu. O gelozie tâmpită, nebună. A, deci se întâmplă și asta. Fost, da, și la anumite vârste. Deci gelozia a fost un motiv. Din cauza geloziei, da. Ei, și era exact atunci. Și... Dar e interesant că după o viață în care Matilda a fost pe scenă, aici este cel mai dureros. Totuși e o femeie frumoasă, este expusă când apărem în spațiul public. Draga mea. Ochii văd, doresc, inima cere. Draga mea, cel mai... nenorocit moment din viața unei femei sau a unui bărbat, cu bărbații mai puțin, îl lăsăm deoparte, pentru că femeile sunt supuse greșelii doar în momentul în care ori ești din genă, corect, ori de prea bine, ori de prea rău. Uh-huh. Adică sunt trei din punctul meu de vedere. Bărbații nechează mai... Au, e libertatea asta așa, știi, de la sine, de la de unde vine. La Dumnezeu. În momentul... A zis-o. Deci, a zis-o. În momentul în care ești învinovățit pe nedrept, pentru mine este cea mai mare jignire. Deci, pe nedrept. Atunci, pe nedrept, corect. Da, când pe ești pe nedrept. Parte, așa a simțit.
Nu. Și atunci, da, trebuia să spună, nu? Bă, uite, nu îmi convine sau nu îmi place. E sau... ok, dar o ții tangalanga un an de zile? Aoleu, și asta a fost un an? Da, da. La ei totul durează un an. Totul durează un an. Un an și aici... 9 luni, ține copilul, 12 luni. Stă în îngrijire după aia. Deci vi s-a pus pata, maestre? Da, nu, dar nu vi s-a pus pata. Dar acum v-ați dat seama că a fost o prostie. Nu, nu, a fost un blestem al meu. Reușești să le fii aproape, dincolo de model, dincolo de ceea ce le spui, în momentele grele mai ales? Păi, aici este, aici despre asta este vorba. Pentru chiar dacă nu suntem fizic unul lângă altul, dar suntem conectați continuu, telefonic, Facebook, de exemplu, toate astea. Și... Spun asta pentru că de curând cel puțin, tu ai început să povestești un pic, s-a rupt până la urmă căsnicia ta. E greu de gestionat un divorț. Știi de ce e greu? Au fost 18 ani. E 10 ani de relație. Perioadă. O viață întreagă. Da, este o viață de om. Dar n-a crezut, așa a fost să fie. E frumos să te îndrăgostești. E frumos. Cel mai frumos sentiment. E frumoasă iubirea. Dar nu la modul la care s-a petrecut. Adică, stai să înțeleg. Tu te-ai îndrăgostit de ea, vorbind de relația ta cu ea când a fost. Nu, normal că am îndrăgostit. Dar logic, ea am acum înțeleg că s-a îndrăgostit de altcineva. Exact. Și a plecat pe alt drum. A ales o altă cale. Nu. Nu a greșit. Să-i sentiment. Nu, nu e greșit. Se întâmplă. Nu a greșit, a ales altceva. Altceva. Dar problema e că a ales... într-un mod foarte urât. Da, viața merge înainte. Dorești să fie sănătoasă, să fie bine. Eu și Alin, ești și tu la o altă relație acum. Da. Ai închis una. Da, eu am închis relația mea de 6-7 ani, cred, deja. Uh-huh. Și acum am o nouă acum relație. Acum ești bine. Sunt foarte deci bine. Avem și un copil. Se poate, poate și după, dar într-adevăr, atenția trebuie să fie copii. Care e prețul succesului? Asta este prețul succesului, dragă mea. Faptul că, uite, n-am fost încă copii când mi-a trebuit, când au fost mai abitiri de ziua lor, când au avut producții la școală, când i-au durut poate mai tare să fim alături de ei, când n-am fost la cel mai frumos eveniment din viața nepotului meu, nuntă, că pentru că a trebuit să cânt în altă parte. Când poate mama mea și tatăl meu au avut nevoie de mine și n-am fost lângă ei. Asta este prețul. Mai mult de atâta nu cred că există, decât să nu poți să fii alături de cei dragi ai tăi când au nevoie de tine. Și în timpul ăla să fii și vesel. Și asta e. Și în timpul ăla să fii și vesel și să... Asta e. Și să nu vadă nimeni că tu ai o problemă sau poate... Să nu arăți, timp, că nu poți, n-ai voie. Voi reușiți să faceți asta? Da. Acum, da, de exemplu, zilele acestea, da, urcați pe scenă. Da. Tu ai această povară acum, probabil că va trece. La tine a trecut? La mine a trecut de foarte. Da. Eu sunt un timp foarte iertător. El e serios. Moment, el e foarte calculat. Am capacitatea nu, asta de... Nu, chiar 10 secunde. Nu, dar cam... Trebuie dat trebuie un pic. Dai timp timpului un pic, că va trece. Da. E mai mare și mai serios. Mai am aici niște seturi de întrebări. Și un pic mai. Trecem la categoria grea. Da, la grea categoria acum. Grea. Acum, pentru voi doi, da? Vă rog. Așa. Cine e vioara întâi, cine e vioara a doua? Dintre noi doi? Da. Fac cu schimbul. Nu suntem. Că, știi cum e? Noi ne vedem și rar. Uh-huh, uh-huh. Aia e urât. Că nu avem, că așa e programul. Eu sunt cu ei, el e eu sunt lui. Singur, deci de-aia vă înțelegeți, fiindcă vă vedeți rar. Da, ne vedem rar, dar și parcă ne-i dor, știi? Dar v-ați bătut vreodată la modul... Da, i-am dat. Da? Mi-a plăcut asta, i-am dat. N-ai zis ne-am bătut. Mi-a dat, și el mi-a dat mie. Și eu i-am dat. Când era mai mic, i-am dat și eu. Așa, când vă certați, cine are ultimul cuvânt? Nu ne certăm. A, bun, am înțeles. Nu, serios. Cine ajunge mai repede cu mașina de la Bistrița la București? Ești șef. Știi cum e? Păi da, aveți mă stații din alea, să o coliți. Eu nu merg cu el în mașină, mi-este rău cu el. Cine înjura mai des? Eu. Doamne, urât, măi. N-ai învățat nimic. Cine se ceartă mai tare cu mama și Horațiu. Deci tot tu, poate la tine, incredibil. Nu, să nu uităm. El este ploieștean. Eu sunt
Și să plec. Păi gata, eu plec. Vă rog, nu ne faceți de râs chiar așa de față. Revenind, cine lasă primul de la el? Alin. Vezi, mă, faci și tu ceva bine. Da, eu sunt fraierul de servici. Care cere împrumut? Când eram mic eu. Dar din ce cauză? Fac o paranteză. Primeam o sumă de bani lunea până vinerea. Așa. El era... Eu și acum mai am banii aia. Eu, lunea, eu și acum îi mai am. Eu lunea aveam lângă liceu. Doamne, ce se mână! Auzi, un fast food, fii atent. Aveam un fast food unde era bilea. Da, ploiește așa, da. Te bucuri de viață. Da. Ce stau să țin banii până duminică? Era, era un... Ne terminăm de luni, că facem da? Alții. Exact. Că știam că luni vin alții. Și luni plecam, zic, bă, un milion, ce fac? Îmi trebuie săptămâna asta, că în weekend vreau să mă duc și undeva. Un milion ajunge, trebuie să-mi ia de la gură. Și erau bani atunci, un milion, 100 de, un sigur, milion vechi. Sigur, erau sigur. Bani și zic, bă, nu, mă duc la biliard. Top asta mică. Plecam la biliard. Nu, nu cred că ești tot cu biliardul, toți banii mei de studentă, i-am plecat la biliard. Și plecam, erau darts și biliard. Și ce făceam? E o boală acolo. Da, nu e ceva, bravo, nu. Era jos fast food-ul și era lift, aducea mâncarea, știi, era... Jucam biliard și spuneam, pe pariu, cât? Și ziceam, din milion, fii atent, din milionul ăsta fac 2 sau 3 sau îi pierd. Erau dăs când îi pierdeam și eram, dăm și mie 50 de lei. Normal. Sau erau dăs când făceam 3-400 de lei, 3 milioane. Boier erai. Păi ce weekend aveam? Direct, era un magazin alimentar lângă... Băi. Tot îți luai, este... Tot. Boala mea era să fac așa o pâine, o luam o teamă în două, îmi puneam sala în frigia. Am învățat de la maestru 5 mode, deci n-ai cum. Un neaur, boiere. Eram boier, spuneam, gata, am weekend asigurat. Asta înseamnă, vezi, nu? Distracție, da. Trăiți. Ale tinereții, Val. Nu, a trăit clipa. Of, Doamne, cine e mai clipa? Darnic? Păi înțeleg că... Dintre noi? Da. Bă, eu, am în da. Și și eu. Parte dar. Da? Care mănâncă mai mult? Horațiu! Da. Campion mondial! Dar nu mai mănânc, 17 kg și acum ai. Gata. Care are bancurile mai bune? Eu... Horațiu. Da, bă, dar tot, zic, bă, nu se poate. Și care rezistă cel mai mult la oh, Horațiu, 100%! Deci pe toți, nu? Ploiești style! Doamne! Care a schimbat scutece mai mult? Eu. Serios? Și eu. Și el în trecut și eu acum. Da. El acum schimbă. Din... Revin. Da. 3. Cu 3 eu v-am spus. O multinațională cu 3 schimburi te ajută. Pentru mine, ai de făcut 3 nunți, 3 facultăți, 3 case, 3 mașini. E cam greu. Nu-i problemă, tati. Nu-i problemă. Acum, pentru Mati și pentru Fani. Asta mai interesant. No. Ia, cine Fane. Conduce? Matilda. Tot. Adică? Autobuzul? Tot, viața. Microbuzul? Matilda. Deci Matilda, păi nu răspundeți. Da, lasă-mă că știu eu. Bine, bine, bine. Cine spune mai des te iubesc? Eu. Fane, da. Am înțeles. Cine e romantic, deci nu mai trebuie să mai întreb. Fane. Deci Fane, am înțeles. Ba, eu sunt mai romantic. Cine iartă mai mult? Eu. Imediat, a sărit regia. Cine plătește facturile? Matilda. Matilda. Oh! Cine face micul dejun? Fane. Fane. Eu sunt șef. Stai acolo, să spun. Da. Și îl duceți la pat? Dacă vă spun. Îl duceți la pat? Da, bineînțeles. Nu. Vai, nu cred, ce frumos. Da. Și la Păulești. Ați văzut asta? Acei 2 ani de ce s-o șterzi? Ați înțeles? Deci, dragi bărbați, de învățat, da? Iartă repede femeile. Și la nepoți. Nu. Eu sunt cel mai bucătară. O paranteză. Așa. Am spus-o și repet pentru cei care nu m-au auzit. Pentru cele care nu m-au auzit. Așa. Suntem atât de ușor de păstrat lângă un bărbat deștept, de nu vă imaginați. Nu ne trebuie mult, foarte puțin, să-ți spună că te iubește, să-ți arate și să fie domn atunci când ți-e viața mai grea. Asta e puțin? Exact. Cine poate să facă asta, Mati? Cine? E foarte ușor. Bun, cine face patul? Patul Matilda. Matilda. Singur, se face singur la noi în casă. Cine duce gunoiul? Gunoi eu sunt. Am înțeles. Niciodată nu l-am dus. Eu cine vede gaura din covrig? Matilda! Am înțeles. Cine e mai ordonat? Aici nu știu. Nu, amândoi. Cine se trezește primul? Fane. Dar el se și culcă primul. Da. Nu, opriți-vă, nu. Ia. Fane de la 12 după, 12 după masa când ajunge acasă 1, de până la 7 are 2 sume. Da. Și Fane... De frumusețe acum, și de urățenie. După acest moment al meu, n-a rămas... Fosta soție a plecat la părinți, casa a rămas goală, zic, nu stau în 300 de metri pătrați singur. Am închis-o și zic... Stau la noi. Stau la părinți. Foarte mișto. Intri în casă la prânz. Ciorba-i ciorbă, felul 2. Mama, mă, acasă, e ai fain. Văzut? Fii atent.
Nu se mai soară. Și de ce subiect era? I-am zis să nu subiect. De ce subiect era? Lasă nebunit mă voi cu vorbele. Care mai ordonat? Da, fii atent. Și... Nu. Cine se trezește primul? Noi. Cu somn, ai zis, care două. Somn, da. Și, bravo, cu somn. Așa. Și între mate, la o vârstă, da. Nu mai. Da. Auzi, câte am avut, auzi, dacă ar avea un câine, ce am eu un cap ar turba. Fii atent. E clar, doamnelor și domnilor, ăsta e doar episodul 1. Da. Ca să... Și, auzi, Mati cu Miriam era în baie. Și eu cu tata zic, hai că până ies din baia de la dormitor, stau cu tata în pat. Mă așez așa în locul lui Mati, el și el într-o rână. Păi și nu știu ce vorbesc cu el, bă, tată, dă pe, nu știu ce, era ceva concert. Păi și iau telefonul în mână și în 30 secunde aud. Gata. Mă uit pe tata, zic, ce sună? Și îl întreb pe tata, bă, ce sună? Și când mă uit la el așa, gata. Știi cum am doarme? Deci n-am văzut în viața mea. E magician. Și cine s-a ocupat regina? În jumătate. Exact, ea știe. Măi, într-un minut a plecat. Bun, când revin. Când mi-e somn, mi-e somn. Când nu mi-e somn, nu mi-e somn. Corect. Cine a cucerit și cine s-a lăsat cucerit între voi doi? Ia cu apă, Fanny. Ia un pic cu apă. Să mai vrei? Să mai dau? Băi. De asta mică ce râne. Așa, relaxați. Așa, băi, și acum răspunde. Băi, eu am cucerit și Matilda s-a lăsat cucerită. Hopa. Matilda, ești de acord cu acest răspuns? Da? Da. Băi, incredibil. Bravo. Deci, îmi dau seama că totuși... Bă, mi-a plăcut ca om, ca și atitudine, ca și suflet, ca și organizare, om organizat. Nu mai vorbesc, eu m-am îndrăgostit prima dată de talentul lui. Da, deci, în America. În America, abia așteptam să vină seara să-l aud pe ce viață a fost în America, în tineret. Da, aveam 7-8. Cine știe? 7-8. Ce viață a fost? Da, adică ce viață? Dar asta ce frumos a fost în tineret. Ce făceau ei acolo? Ești cam invidios făceau trăit în tineret. Noi am trecut prin ce treceți voi acum. Da. Așa că când am acolo, când am la restaurant de seara până dimineață cu 6-7-8 soliști. Eu trăiam violonist, trebuia să cânt. Era și erau soliști instrumentiști. Și distracția era distracție, Dumitru Farcaș, fost multă lume. Luca Novac, artiști mari, domne, din două luni de zile am cântat cu acești mari taragotiști. Erau momente vesele cu doamna Stella Popescu, cu Arșinel, cu Dorotan Dumitru. Da, se cânta adevărat, plin restaurantul. Acum se cântă, da. Cine e cu capul în nori? Fane! Capul nor, câteodată. E cu capul un nor, dar nu. Câteodată, cu capul nor. Și cine e mai cheltuitor? Fane! Deci, auzeam o vorbă. Dacă îi dai unei domnișoare, așa, să nu spun altfel, 1000 de euro să meargă într-un mall și dai la Fane 1000 de euro. 5 minute. În 5 minute nu mai există mie lui Fane. Da, din alea. Da, pantalonii ăștia sunt noua modă, cu cusătură, nu știu cum. Auziți, adevărul că întotdeauna am știut. Eu știu. Știți că ești vreau să vă spun. Cutie eu întotdeauna. Și toate mall-uri din, de aici, din București, știu pe... De aici unde pe Fane? Drept, la mall. Știu pe dreapta. Păi eu știu, mai. Deci eu cu dumneavoastră, da, că nu prea merg la mall, dar cu dumneavoastră aș merge. Mă întreabă fetele, știu unde e magazinul ăla? Da. Penultim pe stânga acolo, buzat din la noi când intrăm în mall așa, Fane, mă duc un pic la magazine, la food court, ne vedem într-o oră. Perfect. Da. Și la mine, și la mine când vin acasă, primul lucru să ducem dressing. Ce te-ai mai luat? Ia să vedem. Asta de unde? Băi, asta da, mai trebuie. Asta nu, că ajută la mine. Da. Am pantalon. E clar că trebuie să ne promitem că vom mai face o întâlnire ca aceasta. Stai că nu e gata. La final, aș vrea să vă mulțumiți unii altora pentru ceva. Fiecare cui simte. Aș începe eu. Cu Matilda. Nu, trebuie încep. Nu, Regina. De la stânga la dreapta, hai. Bine, hai, măi, uite așa. Eu toată viața am să le mulțumesc lor. Lor, tuturor. Mai după acest moment, mi-am dat seama că chiar familia contează. Și vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de mine totdeauna. Și o să fim tot timpul. Știu. Și vă mulțumesc că atât vreau să vă spun. Da, vă băhorică. Măi, e un moment de emoție. Da. Alin, da. Te rog. Eu vreau să mulțumesc divinității, în primul rând. Pentru că m-a trimis în familia asta. Nu știu ce-am făcut eu pe lumea cealaltă, nu știu. Chiar i-am zis într-o zi... În altă lume, nu pe lumea cealaltă. În altă lume, mă rog. Iar chiar am spus într-o zi, Matilde, că, mă, Matilde, eu cred că viața cealaltă, eu cred că singurul pe care l-am făcut a fost să trec băbuțe strada
sau am făcut ceva lucruri extraordinar de bune ca să mă trimit în familia asta. Și le mulțumesc, bineînțeles, pentru absolut, pentru toată viața pe care am avut-o până acum și cred că o să avem în continuare. Doamne ajută! Maestre! Noi suntem alături de copiii noștri tot timpul și le-am spus, mai nu vă fie frică, noi suntem cât putem, cât mai aproape de voi, vă ajutăm cu tot ce se poate și mă bucur că Matilda este lângă noi încă. Și are noroc să ne mai țină și să ne mai suporte pe toți. Pentru cum o pierdem, Doamne ferește, suntem morți. A zis să rămână ea cea mai tare și să conducă. Pentru că sunt multe de condus și totuși am muncit cu toții ca să ajungem la... Deci îi sunteți recunoscători, totuși da. Că a rămas. Da. Știe totul. Matilda, pentru ce le-ai mulțumit? Eu vreau să mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru tot ce mi-a dăruit în viața asta să trăiesc. Și în mod special, în afară de Dumnezeu, vreau să-i mulțumesc lui Fanny pentru că a avut curajul să mă seducă și să-mi aducă șirul vieții aici, să le trăiesc pe toate alături de el. Și să fim o familie așa cum am descris-o astăzi. Deci, nu suntem altcineva decât aceștia. Cu bune, cu rele. Ca orice familie. Ca orice familie. Nici o familie nu este perfectă. Fiecare își are o cruce cel de dus. Cel puțin așa am convingerea, dar sunt foarte puțini care îndrăznesc să deschidă cartea și să poată lumea să citească. Fac parte din trăirile noastre tuturor și de aceea, din exemplele care le avem și le auzim și noi, putem învăța foarte multe. Și de aceea noi am încercat să ne expunem nu vădit, pentru că așa ni s-a oferit ocazia. Și îți mulțumesc, Iuliana. Acum trebuie să vă mulțumesc și eu vouă, pentru că în ciuda prieteniei care ne leagă de atâta timp, sunt lucruri pe care nu le știam despre voi, le-am aflat astăzi și cu atât mai mult este admirabilă lupta voastră, unul pentru celălalt, pentru că e deja o țesătură care vă leagă dincolo de ideea de familie, așa cum o știm cu toții. Iar faptul că v-ați destăinuit cumva astăzi către mine, către cei care ne privesc, este și pentru că sunt convinsă, sunt foarte multe familii care vă văd ca pe un model. Și atunci, din lecțiile pe care le-ați parcurs voi, poate că înțeleg și alții, într-un moment sau altul de viață, o soluție sau alta poate se arată. Cert este că e despre viață, dragii mei, e despre urcușuri, coborâșuri, despre plecări și reveniri, despre iubiri pierdute sau recâștigate, despre ceea ce suntem de fapt ca oameni. Și despre asta încercăm să vorbim aici și să vă transmitem că normalitatea are legătură cu aceste valori. Să fim împreună indiferent cât de greu ne este și să căutăm soluții la orice problemă. Pentru că ele există, trebuie doar să le vedem. Vă mulțumesc mult și m-am emoționat și eu cu voi acum la final, pentru că mă simt cu ai mei, este și motivul pentru care am dat acest titlu acestui podcast. Mi-am dorit să vă aduc în fața privitorilor altfel decât o facem în platoul de televiziune, pentru că după ce se sting luminile reflectoarelor cu toții, suntem puțin altfel, dar legăm prietenii durabile și în jurul unui pahar întotdeauna viețile noastre parcă, știu eu, curg altfel, curg mai frumos. Am un cadou pentru voi din partea partenerilor noștri de la Shield Up. O fațetă de telefon. Matilda, ca să nu-ți mai vadă mesajele când stă așa aproape... Horațiu, dacă înțeleg că el nu mai e. Mulțumim. Așa, și mulțumim și noi pentru susținere încă o dată. Iar pe voi vă invit să ne urmăriți pe canalul de YouTube Iuliana Tudor Oficial și pe paginile mele de Facebook și Instagram. Rămâneți cu bine și în lumină!